prima dată când am serbat ziua comunii a fost în anul 2007. De atunci, an de an, s-a serbat în fiecare an, pe data de 9 mai, zile comunei. Numai că 9 mai nu cade întotdeauna sâmbătă sau duminica și o sărbăm în funcție de cum cade sâmbătă sau duminica. De obicei, după data de 9 mai. Înțeleg că și ieri și astăzi ați avut manifestări. Până anul acesta am avut doar o zi care sărbătoream ca și ziua comunei. În schimb, astăzi sau anul acesta, împlinind 30 de ani, am sărbat două zile. Ce a fost ieri? Concursuri, copii, am înțeles, au fost... Ieri am avut un cross, am premiat copiii care săptămâna ce a trecut au avut campionate de tenis de masă, handbal la fete și fotbal băieți. Iar astăzi petrecerea în sine. Iar tot ieri am premiat cuplurile de fericite, să zic eu, cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Și mai mult de atât, avem o bătrânică care are venerabila vârstă de 97 de ani și este cea mai în vârstă femeie din comuna noastră, drept pentru care ne-am aplicat către dânsa și i-am oferit și un buchețel de flori și am adus puțină bucurie în suflet. Iar astăzi e adevărata petrecere cu... Bine, adevărata petrecere putem să spunem că a fost și ieri și astăzi, că și ieri am avut petrecere de joc și voie bună și ieri a fost începând cu ora 10 chiar. Și am terminat la ora 10 seara, iar azi am început la ora 12 când am inaugurat un teren de sport și am revenit aici, pe platou, începând cu ora 1. E greu de organizat așa un eveniment de ăsta pe parcursul a două zile? E complicat să găsești pe toți să... N-aș putea să zic că e imposibil sau e foarte greu. Depinde acum cu câtă dăruire te apleci pentru acest moment sau pentru momentul zilei comune. Dar eu zic că și n-am făcut-o eu singur. Aici au fost implicați și consilieri, au fost implicați și colegii din aparatul primăriei, da, administrației. Și zic eu că am reușit. Dar acum mai puțin contează ce spun eu, cred că contează ce spun cetățenii, pentru că tot ceea ce am făcut, am făcut ca să se simtă ei bine, nu să mă simt eu bine. Cum vi se pare atmosfera? Ați dansat mai devreme cu copilul? Păi încercam să desting atmosfera, dar nu. Se pare că toată lumea e obosită, toată lumea vrea să stea pe loc. Da, mami. Sunteți localnică? Da, aș putea spune, sunt crescut aici. Și în fiecare an de ziua comunei participați? Dacă sunt acasă, în zonă, da. Da. Dansezi? Zima, nu! Nu dansezi? Nu, pentru că sunt băiat. Ce-ți place cel mai mult de aici? Meu! Sunteți localnică, da? Da. Fiecare an veniți aici de ziua comunii? Da. Când am posibilitatea, da. Cum vi se pare? Fain. Care sunt mai în vârstă. E super. E primul an care am venit. Sunt foarte încântată, foarte mult mi-a place. Asta vreau să vă întreb. Cum vi se pare atmosfera? Foarte frumos. Artiști minunați. Am își vrea să o bere, o ceva, o să... Puțin mai târziu, acum e vrea lumină. Înțeleg că... Dar nu alcool, în orice caz un suc, da? Nu simt nevoia în momentul de față. Înțeleg că rămâneți până mai târziu. Da, până mai târziu, până la focul de artificii, că am înțeles că e focul de artificii, sunt copilul și... Da. Sunteți localnică? Să zicem, locuiesc în Năvodari, am mutația pe Sibioara. Sibioara aparține de Lumina și am venit aici pentru că îndrăgesc foarte mult folclorul. Așteptăm cu drag să vină domnul Aurel Sava, Nicolae Pavel și ne bucurăm de ceea ce vedem. În fiecare an veniți la zilele comune? Da. Nu. Și așa pe un sec, o bere, un mitit? Mai devreme, da, s-a întâmplat. Bine, nu alcool, să specificăm. Păi de ce, doamnă? Avem un copil totuși. Ce legătură are? Este fetița mea. Mulțumesc. Da, mai târziu, după ora 6, să zic așa. Înseamnă că rămâne până mai târziu. Da, până la sfârșit, eventual. Sigur. Și am vrut ca cetățenii să se simtă bine și au venit formații de dansuri populare din Megidia, din Cernavodă, din Cobadin. Chiar am avut o formație de dansuri populare din Fărăoani, județul Bacău, care ne-a delectat, să zic așa, cu portul național al țării noastre, din Moldova. Viața nu e o vacanță, nu e cum ai vrea.
e o formă de speranță și de a visa. Traiul uneori nu-i deloc ușor, nu e numai dragoste și dor.